Să începem și emisiunea. Eu ascult cu atenție în fiecare zi știrile din sport prezentate de colegul nostru, practic, de redacția Sport. Ai văzut că sunt mai lungi acum știrile, că îi place să citească de când vede? Da. Însă sunt, remarc că nu... Nu ce? Eu aș vrea, adică, poate că mi se pare că nu e, nu-ți faci treaba cum trebuie, domnul Luca. Așa. Și sunt și multe semnale din punctul ăsta de vedere. Adevărat. Da. Și aș vrea să dau citire adevăratelor știri din Sport. Gândesc să demisionez de la redacția Sport. Te angajăm la deșteptare. Pe post permanent. Deci te rog frumos să-mi dai semnalul de la știrile din Sport. N-am prezentat știri din Sport și fond. Niciodată. Fond. Maestre? Mai luat prin... Tu îmi faci semn, eu nu știu când. Acum, gata. Da. Orban Ceaba, un tâmplar din Cristuru Secuiesc, județul Harghita, a câștigat cea de-a 25-a ediție a campionatului european de moară, organizat la Ravensburg în Germania. Moară. Adică? Contactat de Adevărul, Orban Ceaba, care nu este vorbitor de limba română, a explicat prin intermediul mamei sale, vorbitoare de limba română, că la concursul organizat în Germania au fost 21 de participanți. Bună ziua, domnul Ceaba, stați puțin, vă dau pe mama. Zis, mama, auzi. Da, așa, 21 de participanți din Germania, Elveția, Ungaria și România, dintre aceștia... Da. Hai să ne oprim un pic, ăștia de strongă zmendă care rost de moară. Nu mă, sunt moară, fii atent, deci moară că și eu m-am oprit. Ce e aia concursul de moară? Am crezut că macină ceva. Eu am jucat jocul ăsta, dar n-am știut că se cheamă așa. E țintar. Da, țintar. Tu nu știi când eram copii, jucam țintar? Țintar. Da. Tu ziceai țintar? Da. Oare de ce? La noi așa era țintar. Băi, zic o să fie o dimineață grea asta. Regionalism de Bucurobor. Cum adică? Măi, că eu am copilărit în Bercenter, o frumos. Regionalism de Bercenter. Hai să lăsăm zonele astea două istorice separate. Țintar. Nu știu de ce am țintar. Da, că dacă zici, că zici țintar, nu zici țintar. Zici țintar. Ce ziceau copii? Țintar, băi. Când ești mic, nu pui întrebări. Cred că ți-a arătat jocul ăsta un moldovean și ei zici țintar. Am carieră scurtă. Noi, pe urmă, ne-am dus pe go. Era practic... Frate, era sport olimpic. Da, mă, să ne ridicăm să plecăm. Și spuneai go. Mă înțelegi cum ar veni treaba? Băi, deci i-a arătat un cetățean din Berceni. Un cetățean din Berceni. Uite, băi, țântar. Uite, băi. Ei, ca și băi, bucureștean, băi, să-ți arăt. Și se joacă, băi. Așa, țintarul e ăla pătrat cu niște puncte așa pe margini și cu niște... Nu mai știu cum se joacă. Noi miticii știm. Da, noi miticii știm. Da. Bă, băiatule, pe bune, deci există campionat european de moare, mă rog, de țântar, cum zice Luca. A, înțeleg că sunt și jucători profesioniști, adică... Băi, da, participanți. Asta înseamnă că ei trăiesc din jobul ăsta, practic. Asta înseamnă să fii profesionist. Din Germania, Elveția, Ungaria și România, dintre aceștia 10 sunt considerați profesioniști. Uite, vezi? Profesioniști, deci sunt meciuri, nene. Fiind copil, am jucat noi cu el și după aia a început să se joace pe internet, joacă de vreo 17 ani, nu știu ce. Deci eu aș vrea să ne înscriem noi, echipa deșteptare, să ne înscriem și noi la campionatele de, nu te supăra frate, toci, și rațele și vânătorii pentru cei mai atletici. Dintre noi. Nu cred că... Care se ia? Este echipa deșteptare. Păi tu ești mai atletic. Deci pe mine m-ai băgat la rațele și vânători. Da, ești mai atletic. Te bag fortuit, cum ar zice. Nu, te bag la rață. Deci, la rață să fugi de vânători. Lață. Păi, deci, nu, pe bune, dacă am fi, să știi că noi, dacă am fi englezi, am organizat astfel de campionate. Un campionat de lațele și vânătorii, de ce n-am putea să facem noi așa ceva? Sunt curios dacă o fi campionat de whist. Cu premii... Lasă-mă, ai deja trătuși la chestii serioase. Țară, vrem ostași. Asta iarăși ar merge. Țară, vrem ostași, un campionat... Cum era aia? Îți imaginezi în clădirile astea de birouri să ieșim cu toții la prânz să jucăm țară, vrem ostași? Da. Cum era? Se arunca mingea și se fugea? Nu, te țineai de mâini și veneai și spărgeai și ziceai țară, vrem. Acolo nu trebuie să fii atletic. Dacă ești mai baban, practic... Am văzut niște ghiulele pe picioare pe aici. Tu aia ziceau, pe cine? Și tu strigai pe ăla cel mai pădit, pe Costeluș. Costeluș. Și la mine s-a răcut. Deci pe tine nu te alegeau niciodată. Eu sprintul ăsta nu l-am trăit. Nu-ți plăcea jocul ăsta. Spre... Ei, bine, adversa. Lațele și vânătorii. Eu vreau un campionat de lațele și vânătorii, serios. Să facem. Cu varză.